Bun găsit, dragi tauri, la citirea bonus pentru luna noiembrie. Haideți să vedem împreună care sunt mesajele pentru voi în această perioadă. Ce sfaturi primiți, ce ar trebui să știți. Pentru voi, perioada următoare vine cu foarte multe semne. Este probabil să ai niște întrebări legate de traiectoria ta de acum încolo. Vei primi semne prin vise, prin mesaje ciudate, prin intermediul oamenilor cu care interacționezi. Sunt semne din cer care te ghidează, care îți arată încotro să o iei. Tot perioada următoare ai posibilitatea, prin iubire, să aduci mai multă liniște, armonie în relațiile tale. Relațiile tale, perioada următoare, vor înflori. Faci pace cu cineva. Redescoperi, poate iubirea, într-o anumită relație din viața ta. Energia devine din ce în ce mai puternică. Simți o influență din ce în ce mai puternică. O schimbare din ce în ce mai mare în viața ta. O perioadă prosperă pentru voi. E o perioadă în care toate nevoile tale, materiale, emoționale, sunt satisfăcute. Zodie importantă cu care puteți avea interacțiuni în perioada următoare este zodia Vărsător, zodii de aer. Poate este o zodie care influențează într-un oarecare mod viața ta în perioada următoare. Mai multe detalii din cărțile de tarot. Energia generală pentru voi, Regina de Cupe. Iată, avem și zodiile de apă. Aici vorbim de iubire, de liniște, de compasiune, de empatie, de maturitate emoțională. Poate fi vorba de o persoană care poate aduce în viața ta iubirea. Poate fi vorba de modalitatea ta de a aduce iubirea în viața ta următoarea perioadă. Prin ceea ce tu ești, vei face posibil schimbarea și la ceilalți. Patru de cupe arată aici că ai putea traversa o perioadă în care sunt anumite situații care nu-ți plac. Poate, eu știu, sunt anumite aspecte ale vieții tale care merg bine. Dar e și ceva care te pune pe gânduri, e și ceva care de moment nu-ți place. Ar putea fi pentru unii dintre voi o situație pe care încă te concentrezi, care nu ți-a plăcut. Dar încă ai rămas concentrat sau concentrată acolo, pe acea situație. Parcă nu te poți rupe. Refuzi ce e de moment în viața ta. Poate refuzi o ofertă perioada următoare. Provocarea pentru tine e să te eliberezi de așteptare. Văd aici un personaj care așteaptă. Are cel mai probabil mai multe opțiuni, dar nu știe ce alegere să facă. Apar pentru tine parteneriate noi, dar te văd într-o perioadă în care nu ai această abilitate de a alege. Poate fi legat de afaceri, poate fi legat de relații. Exact de aici va veni provocarea. Poate circumstanțele, situațiile în care te vei afla îți vor spune din ce în ce mai mult că e nevoie să faci o alegere perioada următoare. Temperanța arată liniște, calm, răbdare, un echilibru interior. O perioadă de vindecare pentru unii dintre voi, de refacere. Dobândești din ce în ce mai mult echilibru în viața ta. 10 de monede pe inconștient aici arată obiectivul tău. Poate fi un obiectiv
legat de bani, un obiectiv legat de familie. Ai putea aduce în viața ta niște schimbări care să te ajute la împlinirea acestui obiectiv. În câteva zile de aici încolo văd o energie a celui care își plânge de milă. Pot fi, nu știu, anumite contexte în care să te simți singur, să te simți fără bani, să te simți, nu știu, parcă în voia sorții, așa. Aici sunt predominante gânduri negative legate de viitor, legate de cum ieși din situația asta neplăcută, cel mai probabil, pe care o trăiești. Ar putea fi și o lipsă de speranță de atingere a acestui obiectiv, indiferent care este acest obiectiv, pentru că fiecare v-ați gândit la ceva anume. 6 de cupe poate arăta aici o persoană importantă în viața ta. Poate fi o atenție mai mare a unui membru din familia ta. Poate fi copilul tău, poate fi o persoană pe care o iubești foarte mult, cu care împărtășești niște amintiri. Pentru unii ar putea fi întoarcerea unei persoane din trecutul vostru în viața voastră. Soarele arată aici un succes. Arată că lucrurile pot lua o întorsătură mult mai frumoasă decât te aștepți în momentul ăsta. Poate, eu știu, mentalitatea acum nu vede posibil un astfel de succes, o astfel de reușită, dar e mai aproape decât crezi. Soarele arată momentul ăla în care simți împlinirea 100%. E cea mai pozitivă carte din tarot. Poate fi vorba de fericirea pe care o simți legat de acest obiectiv, legat de familia ta, de banii pe care ți-i dorești. Aici sunt niște situații legate de trecut. Ar putea fi vorba de un succes mult așteptat, pentru că văd că te poți întoarce în timp să analizezi ce a fost acolo, cum a fost acolo, poate chiar să te feliciți pentru răbdarea de care ai dat dovadă să ajungi să atingi acest succes. E ca și când ai așteptat, ai știut, ai crezut că dorința ta într-o zi se va împlini și iată, e dovada că dorința ta se poate împlini. Diavolul aici poate arăta pentru unii dintre voi o teamă, o frică. E ca și când, cel puțin așa am simțit eu mesajul, e prea frumos să fie adevărat. Ar putea fi o astfel de frică. Pentru unii dintre voi pot fi niște credințe care vă limitează, vă împiedică manifestarea 100%. Poate e un viciu care umbrește această bucurie, această fericire, poate e o obsesie, poate e ceva ce vă ține parcă strânși, legați, o barieră, o rezistență. Poate e momentul să conștientizezi tot ceea ce te oprește, ce te ține pe loc din a simți această bucurie. Pentru că de cele mai multe ori ne o facem noi singuri. Haideți să vedem de final și un sfat pentru voi. Se pare că e vorba de iubire. Aveți aici îndemnul de a da mai multă atenție, iubire, a-ți arăta afecțiunea față de persoana la care te-ai gândit. Iubirea poate fi romantică, poate fi față de familie, poate fi față de prieteni, indiferent la ce persoană te-ai gândit, pentru că e clar aici că în gândul vostru e o persoană la care vă gândiți, acordă tu mai multă atenție, iubire și afecțiune, fără teamă pe care o poți avea,
prin ceea ce arată aici în etalarea ta diavolul. Eu vă urez succes, dragilor, și o perioadă minunată. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici și nu uitați că aștept să-mi povestiți în comentarii cum v-a fost perioada. Vă pup!